În așteptarea redeschiderii porților pentru oaspeții săi, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva derulează o bogată activitate online, prezentând obiecte pe care le are în patrimoniu. Pentru aceste zile, Muzeul din Deva propune vizitatorilor săi virtuali o piesă valoroasă care a fost restaurată de specialiștii instituției. Este vorba despre o evanghelie din 1776, apărută la Blaj, care are 344 de pagini tipărite cu negru și roșu. Despre această valoroasă piesă, dar și despre altele, se pot afla mai multe vizitând site-ul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva și pagina de Facebook a instituției.